Expoziția personală ECO 20, semnată de Ghenadie Jalbă, a fost inaugurată recent la Muzeul Național de Arte. Sunt lucrări realizate de artistul plastic în primii 20 de ani de activitate de creație și cuprinde perioada 1972 până în 1992, o perioadă de căutări și inspirație care a pus bazele stilului acestei personalități artistice. Un portret al maestrului Petru Hadârcă, realizat în 1981, îi amintea omului de teatru de anii studenției la Moscova, când Ghenadie Jalbă, student și el la Moscova, venea la spectacolele viitorilor actori și regizori din Republica Moldova. Era o perioadă când ne-am întâlnit la facultate, domnul Jalbă era la Institutul Surikov din Moscova, eu la Facultatea de Teatru Șchiuchin, la Institutul Șchiuchin din Moscova. Era prezent la toate examenele noastre la arta actorului și totodată mai pozam. A fost și pentru mine o surpriză frumoasă, plăcută. Ar simboliza și secolul 20 și 20 de ani de la începutul activității, să zicem, în culori de ulei. Aici, într-un fel, încă se simte amprenta școlii, primele căutări, în scurt, găsirea de sine. Sunt expuse 32 de lucrări din colecția proprie. Alte 5 lucrări sunt din colecția Muzeului Național de Artă al Moldovei. Și această expoziție ne demonstrează încă o dată despre discursul unui artist puternic, pentru că avem lucrări din 72, pe atunci când încă era elev la Școala de Arte Plastice, sau studiind la Moscova, deja își contura o anumită individualitate artistică. Are o expoziție, e o lecție de, sau o școală, cum se face pictura academică. Ghenadie Jalbă a participat la peste 150 de expoziții organizate în țară și peste hotare. Lucrările lui se află în prestigioase muzee și colecții private din întreaga lume. Activitatea de creație a fost apreciată cu premii, distincții de stat în Republica Moldova, România și Franța.